președinte aici și răspund. Eu dacă puteam să ajung, mă duceam acolo. Dacă nu până la nou ajung. Nu pot. Nu puteți să vorbiți numele meu dacă pot să votez sau dacă pot să ajung la ciure. Ceați vă poate la altă secție, vă aprobă. Eu nu vă aprob. Nu, că nu e legal. Nu e, așa scrie, uitați-vă. Citiți aici așa. Citiți-vă, că sunteți, vă că... Citiți în cartea, citiți-o dreptul din locul unde ai, dreptul să votezi. La care secție? Protanții merg pe Limstaia, dacă erați la... Eu știu, Pașcani, Bacău, Gruș. Au venit, i-am aprobat pe lista suplimentară, dar aici la Ciurate... Intrați în locul ăsta, tocmai de asta domnule, votați pentru referendum? Pentru? Și pentru referendum votați dumneavoastră? Nu. Referendum nu. Nu. Domnul președinte, vă rog puțin. Cineva de județul Suceava, din județul Suceava, validează? Domnul președinte, nu vă supărați. De ce purtați cu sonul ăla dacă îl țineți invers? Doar europarlamentare. 157 doar europarlamentare. De la biroul electoral județean sunt. Da. Doamna are domiciliu în altă localitate. Da. Și având domiciliu în altă localitate, are drept să voteze la orice secție de votare din cadrul municipiului, așa inclusiv la dumneavoastră. Are dreptul la vot. Da. Împiedicarea exercitării dreptului la vot este infracțiune, da? Așa că vă rog frumos să o lăsați să votați, da? Bine. Votați pentru referendum? Cum vi s-a părut atitudinea domnului președinte din această secție de votare? Doresc să nu mai comentez, s-a văzut deja. Nu i s-a permis să voteze și a fost trimisă cu autobuzul în Ciurea. Dacă nu insistam, nu, dar de ce? Nu reușeam să votez. Pe motiv că nu sunt de localitate, să merg că am timp până la ora 9 să mă duc să votez de unde am buletin. Unde sunteți? Mergeți, vă rog. De ce ați procedat așa? Nu vă supărați. Am procedat așa, fiindcă ea putea să meargă la Ciurea. Cine v-a spus acest lucru? Cine v-a spus acest lucru? Dacă ea are domiciliul la Ciurea... Dar tocmai v-a spus dumneavoastră mai înainte de la biroul. A venit mai înainte și vi s-a comunicat că tocmai ați comis o infracțiune, practic. Cum adică ei? Cum adică ei? Păi ați împiedicat dreptul dumneiei de a-și exercita votul. Păi cum dacă v-am filmat? Cum nu ați împiedicat? Domnul meu, este o probă video. Este o probă video. Vi s-a spus că are dreptul, nu? Are dreptul. Și când m-a întrebat domnișoara cum vă numiți, de ce ați refuzat să vă spuneți numele? Dar i-am răspuns. Nu, tot pe video este când i-ați spus că nu o interesează cum vă numiți. Pe ce criterii ați fost pus aici, în această funcție? Nu vă supărați. Dacă ar veni toți de la Ciurea să voteze, îi lăsăm pe toți la ceaia. Da, da. Din punct de vedere legal, ei au voie să da, îi lăsați pe toți. Dar de ce să nu îi lăsați? Că nu vreți dumneavoastră? Dar asta nu e problema dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți pus aici să vă depliniți alte roluri. Și se vede că faceți cu totul la napoda lucrurile. Nu facem la napoda. Pe cum nu, dacă s-a văzut acest lucru și a venit cineva să vă atragă atenția asupra acestui aspect? Dacă o apreciat din la birou electoral, că poate să voteze așa, cum? Să voteze așa. Dar până acum n-a mai venit nimeni să voteze? Dar eu nu i-am interzis să voteze. I-ați interzis categoric, ați trimis-o și i-ați spus să ia autobuzul să se ducă la Ciurea să voteze. Și ce? Cum adică și ce, domnul meu? I-am împiedicat-o pentru păi asta. Păi ce se vot? Cheamă asta? Dar dacă n-a de acord să ajungă acolo? Doamna a spus clar că nu are bani de bilet să ajungă acolo. Îi dădeam eu 2 lei, 5 lei. Îi dădeați dumneavoastră, nu? Da, sigur. Am înțeles. Și totuși, cu cine avem onoarea? Nu vă supărați. Cu cine avem onoarea? Mihai Nescu, Lucan Domnului. Mulțumim tare mult.
Un moment, cum vă simțiți acum că ați reușit agitată, să vă exercitați dar, dreptul la vot? Mulțumită și împăcată, cu gândul că am putut să-mi exercit dreptul. Văd că tremurați. Da, poate. La 320. Ați mai pățit așa ceva? Nu, nu, am mai fost, am votat și în Alexandru și nu mi s-a refuzat niciodată dreptul acesta. Am buletin de ciure, mi s-a refuzat dreptul de a vota. Ce v-a spus? Să merg în localitatea de unde sunt. Se iau un autobuz, am timp până la ora 9, i-am spus că nu am bani de bilet și nici nu am timp să ajung până acolo. Dacă puteam, mă duceam. Nu a fost așa din comoditate. A refuzat dreptul pe care l-a de privilegiu. Da, 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 da. Deja justificările nu sunt necesare, zic eu. Vin să votez și atât, nu trebuie să explic cuiva. Că nu neapărat, nu a menționat în cuvinte că nu-i pasă, dar nu, pur și simplu, nu mi-a dat dreptul. De ce motive spune? Să merg, nu sunt din localitate. Adică eu am simțit că nu dorește să votez, pe scurt. Ați mai pățit așa ceva vreodată? Nu, niciodată. Am mai votat în Iași și nu am mai întâmpinat problema asta, de asta mă și agit așa. E incredibil. Da. Și ce ați făcut? Ați fost, înțeleg, la autorități? Am fost la Consiliul Județean și de acolo m-a condus cineva, nu știu cum se numește. Domnul a venit, i-a spus că am dreptul să votez și m-a lăsat. Dânsul de aici care m-a refuzat, îmi dădea un ghid să-l studiez acum când votez. Eu consider că, în primul rând, dânsul trebuie să știe ce conține ghidul, după aia să mă pună pe mine să-l... Eu știu foarte bine ce sesizare. Ce drepturi am. Nu mai fac nicio sesizare. Poate ar trebui, dar nu îmi permite. E normal așa ceva? Unul dintre întrebările de pe biletele de vot este legat de referendum pentru justiție. E da. Corect ce am votat pe măsură.